Doamne ajută! Domnește. Blagosloviți, Părinte! Domnul! Și salutare duhovnicească tuturor! Ne-am gândit și m-am gândit și am făcut propunerea Părintelui Dan Bădulescu, pentru că are o lucrare în domeniul New Age, o lucrare de licență sau de doctorat, din câte știu, să vorbesc un pic cu părintele și să vorbim împreună despre acest fenomen al misionarismului New Age în România, în țările creștine în general. Vedem niște idei comune care le întâlnim la toți misionarii New Age. Știință, se vorbește foarte mult de știință. Știința spune asta, știința a descoperit asta, știința a certificat cu tare lucru. Sfinții părinți au spus așa, sfinții părinți n-au făcut așa sau așa mai departe. O altă ideologie pe care o vedem sau un alt curent de gândire pe care o vedem în acest curent religios New Age, în această mișcare religioasă, Iisus a fost format în Tibet de către niște maestri tibetani. De aceea în Evanghelie s-a scos, după cum spun New Age-iștii, s-a scos o parte din viața lui Iisus, și anume de la 12 la 33 de ani. Bineînțeles, mereu ni se oferă ca mari neînțelepți și mari, să spun, oameni care merită și vrednici de a fi citați, maestrii aceștia tibetani, Milarepa, Osho, Dalai Lama și așa mai departe. O altă idee pe care curentul New Age o atacă este aceea a dogmelor bisericii. Dogmele sunt niște îngrădiri ale minții oamenilor și așa mai departe. Și, bineînțeles, biserica, pentru că biserica este cea care ne îngrădește, biserica cea care ne limitează și, de fapt, New Age-ul este mai presus de biserică, mai presus de religii, mai presus decât orice. Iar una dintre cele mai grave, pe care am văzut-o și la Constantin Dulcan, dar nu numai la el, și la mulți alții, este aceea că Hristos nu este Dumnezeu, ci este doar Fiul lui Dumnezeu sau unul dintre înțelepții lumii acesteia. Despre aceasta aș vrea să vorbesc un pic cu Părintele Dan Bădulescu, pentru că ceea ce v-am spus până acum sunt mesaje subliminale pe care le întâlnim în foarte multe emisiuni la televiziune, la radio, dar și pe internet. Aceste mesaje subliminale care rămân în mintea noastră, fără să ne dăm seama de fapt că sunt niște erezii, niște rătăciri și niște înșelări demonice. Pentru a înțelege mai bine și pentru a vedea mai bine cum misionarii New Age lucrează în acest sens, am ales câteva secvențe, câteva secvențe pe care unul dintre misionarii New Age le-a făcut publice în cadrul unei emisiuni la o televiziune locală din Alba. O să punem link-ul televiziunii întregi în descriere sau la comentarii, pentru cine vrea să vadă întreaga emisiune. Este vorba de maestru Dorel Vișan. Dorel Vișan, unul dintre misionarii New Age din România, care, culmea, predică în bisericile ortodoxe, are distincții din partea bisericii ortodoxe, dar lovește din plin în creștinism. Nu doar el, l-am ales pe el pentru că am avut niște filmări de ale dânsului la îndemână, dar este o chestiune generală pe care o fac toți acești misionari New Age. Și Ovidiu Dragos Argeșanu, și Daniel Roxin, și Daniel Bălaș, Diana Șușoacă, Niculina Gheorghiță, și lista poate continua la nesfârșit. Pe noi ne interesează mai mult ideile care se propagă și despre aceste idei, de fapt, am vrea să vorbim în cele ce urmează. Părintele Dan Bădulescu a acceptat să discutăm despre aceste, să spun, mesaje subliminale care sunt dogmatice într-un anume fel, care ni se transmit, și să vedem fiecare dintre noi, de fapt, care este varianta ortodoxă, care este răspunsul ortodox la aceste, să spun, convingeri care ni se transmit picătură cu picătură prin mass media și prin rețelele de socializare.
Părinte Dan, eu aș propune de început să vedem așa câte un filmuleț, câte o secvență din fiecare pe care le-am selectat și după aceea să o comentăm. Sau dacă vreți, Sfinția voastră, să ne faceți o introducere, să ne explicați așa un pic despre fenomenul New Age înainte de a intra în subiect. Așa cum ai spus, eu am avut preocupările astea în anii 90 și s-au finalizat în 2002 cu teza de doctorat. Dar să spun și asta, în perioada aceea, deci în anii 90, eu stăteam în Suedia și veneam aici în România ca să fac studiile la teologie, pentru că le făceam la zi și făceam un fel de navetă. Dar locația era Suedia și atunci nu am cunoscut foarte de aproape și în amănunt fenomenul New Age românesc. Mă refeream, dacă vorbim de România, la lucrurile ce le știam eu din anii 80, înainte să plec în Suedia. Aia era un început și pionieratul atunci s-a întâmplat, în anii 70, dar numai numele lipsea. Deci noi nu spuneam niciodată New Age. Și era vorba de un sincretism, pur și simplu, în care încăpeau tot felul de orientări și de, cum să spun, spiritualități, dar inclusiv, pentru că atunci eram în România, în anii 80, una din ele era și Biserica Ortodoxă. Deci era, uite, cum am eu acolo pe spate biblioteca, dar nu reflectă, că la mine biblioteca mea nu este așa de sincretistă, s-a cam concentrat pe ortodoxie, dar atunci avea una așa, ortodoxie, yoga, antropozofie, numerologie, I Ching, bla, bla, bla. Orice. Deci era acest ghiveș spiritualist care, cum spuneam, în anii 70-80, pentru unii dintre noi, printre care, uite, mă număr și eu și cred că e prima oară când spun asta în public, a fost totuși necesar în etapa aia. De ce spun asta? Pentru că noi am fost generația celor născuți în 40, 50 și 60, hai să zicem așa, o generație care în masă. Deci când spun în masă, mă refer la peste 80%. 80 spre 90% eram atei și materialiști. Și bineînțeles că ai spus Adinar cu știința, normal, știința era numărul unu și credeam în știință. Ce spunea știința era sacrosanct. Și fiind așa de materialiști, sigur, contactul nostru cu biserica era nul, eram botezați, dar nu aveam nicio treabă cu biserica. La un moment dat nici măcar nu o uram. Deci nu eram anti-atei în sensul militant al cuvântului, ci ignoram. Biserica era undeva marginalizată și nu conta. Doar că în anii, cum am zis, 70-80, s-au produs în anumite persoane, printre care, uite și eu, un anumit declic. Stai, domne, că nu e așa, nu poate să fie așa. Materialismul ăsta are fisuri. Și azi una, mâine alta, atunci, sigur că a trebuit să fie străpunsă crusta asta într-un fel sau altul. Ori biserica era prea departe de noi și noi de biserică. Și în momentul ăsta mai apropiați au fost yoghini, numerologi și astrologi, chestii de astea. Sigur că cei care, de care vorbesc nu sunt un eșantion așa numeros. Tot eram o minoritate, bineînțeles. Și cei cu preocupări mai din zona artistică în special, că uite, apropo că vorbim de ce mi-ai spus tu de maestru Vișan, eu fiind muzicant, pe vremea aceea eram sigur în contact și cu actorii și i-am și cunoscut personal pe mulți, ne-am și împrietenit, deci ne cam intersectam și cam pot înțelege cum simte și cum gândește unul din această branșă. Nu mi-e foarte greu. Dar vorbim de anii 70-80, din punctul meu de vedere. Pe parcurs, după anii 90, s-au produs aceste bulversări, vorbesc în România, în care lucrurile s-au așezat pe un făgaș normal în ceea ce privește religia, s-a deschis larg contactul între noi și biserică, biserica și noi, a devenit public, a devenit ore de religie, ziare bisericești, și tot așa, până la urmă, post de radio, post de televiziune, deci nu mai vorbim, nu se compară contextul de acum cu cel din anii 80, chiar nu se compară.
Și de aia spun eu că dacă pentru noi aceea a fost o etapă benefică și necesară, uite, chiar am curaj să spun asta, și yoga și toate religiile reîncarnăm și ce, a fost o tranziție. Nu puteai să treci de la materialismul acela care îl aveam noi direct în ortodoxie. Nu merge așa. E un salt mult prea abrupt. Înțelegeți? Ca și cum ești, știți, când te scufunzi la adâncime, și te scoate la suprafață, îți trebuie camera aia barică, pentru că dacă te scoate brusc, îți sar plămânii. Așa eram și noi. Să treci din materialism și evoluționism direct în ortodoxie, băi, nu se poate, n-ai cum. Pe când, după 90 și generațiile care vin în spate, sigur, ei sunt formați în alt context. Și chiar dacă materialismul și evoluționismul n-a dispărut și la școală încă mai e valabil, dar totuși, nu se poate spune în România că n-ai contact cu religia prin simplu fapt că îl faci și pe băncile școlii. Iar ăștia mai bătrâni ca noi, care n-am apucat, sau chiar generația ta, să zicem, noi, tu ai prins religia în școală? Nu, N-ai n-am. prins-o nici tu, că ești mare, da. Dar chiar dacă n-ai prins religia în școală, există cărți, există foarte multe înlesniri de a lua contact, așa, plus că există biserica, pur și simplu, te duci la colț și asta este. Mănăstiri, pelerinaje, deci este cu totul alt context sociopolitic decât era în anii aceia. Ori eu fiind în Suedia, acolo era un teren foarte neortodox și, sigur, acolo New Age-ul avea diverse manifestări și eu am scris în lucrarea mea mai mult ce se întâmpla în Occident, că de acolo vine, din America, din tot felul de chestii și mai puțin cele românești. Când m-am întors în țară, în 98, deja eu eram în biserică, m-a terminat, terminasem teologia, în 99 m-am preoțit și atunci am intrat într-un mediu bisericesc în care nu prea mai conta așa New Age-ul, era ceva marginalizat și eu mă uitam și eu vedeam pe Țucui, vedeam pe de ăștia de spuitul pe Roxint, asta, deci sunt așa familiarizat cu ei, dar în mediul în care mă mișc eu, în mediul bisericesc, așa, ei nu contează. Și atunci am cam abandonat. După ce am dat doctoratul, m-am luat cu altele și n-am mai fost așa foarte atent la chestiile New Age, că le-am socotit marginale și nu le-am dat importanță. Acum, ce spui tu, sunt fenomenele mai încoace, după 2000, nu știu cum zic, 2010, când ei au acum o dezvoltare care nu aveau foarte mult înainte și persoanele de care le-ai amintit acum un sfert de oră, se manifestă activ, pentru că e libertate, bineînțeles, e foarte legal. Nu uitați că înainte, în anii când eu făceam yoga și antropozofie și chestii de-astea, mai ales după 82, au fost scoase în afara legii, adică te păștea dacă te găsea cu cărțile astea la o percheziție, nu știu cum se termina, nu se termina bine. Deci era lucrurile care se făceau foarte underground, ascuns, pe șoptite. Acum ești la televizor și e foarte sprijinit și nu ai de ce să te ferești. Ai spus cuvântul de subliminal. Mă tem că aici s-a trecut de pragul subliminal. Pentru cine ne ascultă, nu știu dacă toată lumea știe ce se înțelege prin subliminal, probabil că da, dar hai să zicem așa. Deci eu vorbesc acum și zic la 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 la, dar în mod subliminal, deci dincolo de cuvintele mele, este un mesaj pe care eu nu-l spun verbal așa, ci se transmite pe căi nepalpabile. De-aia zice subliminal. Și atunci etajul conștient nu-l percepe, dar subconștientul îl primește și se prelucrează în felul acesta. Dar, așa cum o să pui filmulețele acelea, s-a trecut în care el spune pe față. Uite, așa, așa, așa. Și toate învățăturile aceea ce ai spus cu Isus, care a fost în Tibet, că reîncarnări cu nu știu ce, nu știu cum, nu se mai spun subliminal, se spun direct pe față, așa e. Da, se Deschis. spun pe față, dar multe sunt subliminale și am făcut așa o analiză, în sensul că multe emisiuni pe care le-am văzut nu le spun chiar pe față. Dorel Bișan nu o spune pe față și câțiva, dar sunt mulți care nu o spun chiar pe față. O spune așa mai cu, lasă să intre în mintea omului anumite idei. Păi da, dacă s-a trecut direct la pe față, acum trecem așa, nu mai trebuie să o dăm
potrivit Deja de așa. la un timp începe să se treacă pe față, exact. Ei n-au de ce să se ferească, în primul rând, pentru că, am spus, este legal și nu numai legal, este sprijinit din anumite centre care promovează și te susțin. Dar nu era așa în anii 80, deci, diferență enormă, nu? Și acum să trecem la fapte. Deci asta a fost mica mea introducere. Ne aflăm în alt context decât cel pe care l-am studiat eu. Așa este, părinte. Vă mulțumim. Într-adevăr, și referitor la sprijinit, aș vrea și eu să fac o aluzie sau o remarcă. Cine îi sprijinește pe aceștia? Pentru că nu sunt sprijiniți așa de cineva la întâmplare. Se vede clar că sunt sprijiniți în mod organizat de ceva mult mai mult decât de la nivelul unui stat sau nivelul unei, să spun, unui oraș, unei comunități și așa mai departe. Sunt sprijiniți de undeva mult mai sus. Despre asta poate o să mai vorbim și altă dată. Acum aș propune să vedem primul filmuleț, acel cu Dorel Vișan, în care... Pot să spun ceva înainte să-l pui? Da, chiar vă rog. Asta e o chestie care o să pice cam greu la stomac. Dacă aveți ceva colebil trifermen, nu știu, un ceai digestiv la îndemână, n-ar strica. Pentru că nu o să vă pice ușor, dar trebuie să spunem și de asta. Accepți? Da, orice părinte. Uite ce se întâmplă. O chestie unanimă și generală valabilă. Eu, apropo, să știți, mâna asta e mâna dreaptă. N-am oglindă, deci gesticulez cu dreapta. Da. Știți, am binecuvântat și știți, dacă m-aș închina, zice să închină cu stânga. Nu, eu sunt în oglindă, pare rău. N-am făcut în cameră setarea, da? Asta e un detaliu. Iată ce vreau să spun. Toți oamenii, dar absolut toți oamenii, sunt folosiți, deci pot fi și sunt folosiți, începând de la Satana până la serviciile omenești, cu voia lor, fără voia lor, cu știința și fără știința lor. Ce înseamnă fără voia și fără știința mea? De exemplu, eu, uite, vin cu niște mesaje, zic, fac niște cercetări, mai ales oamenii care se ocupă cu ceva, care au activitate, nu care se duc să cumpără un iaurt la colț. Aia nu contează. Dar dacă ai o activitate, o cercetare, o chestie, ești o persoană publică, ieși în față, cum facem noi, da, uite noi acum, ce spun eu este folosit de cel rău și de oamenii lui în anumite situații și cum le convine, decupează anumite vorbe care convin, așa, dar eu nu știu chestia asta. Deci n-am făcut niciun pact nici cu diavolul, nici cu serviciile. Pur și simplu eu îmi zic ce îmi trece mie prin cap. Iarăși, fără voie. Deci nu vreau să folosească cei răi de ce spun eu. Aș vrea să fie în sensul bun. Când o faci cu știință și cu voie, asta să știe ce înseamnă. Ești colaborator sau membru acelor chestii. Sau ai făcut pact cu diavolul sau cu serviciile sau cu oculta sau masonerie sau ce-o fi. Dar și cei oamenii sfinți, gândiți-vă că diavolul sau oamenii folosesc citate din Scriptură sau din Sfinții Părinți, nu-i așa? Deci le folosesc pe cele mai sfinte lucruri posibile. Uite, dă pe asta, așa și așa. Toate sectele au venit cu citate din Scriptură. Pe aia s-au fundamentat, nu? Ăștia-i noștri ortodoxi și mai bagă și din Sfânta Tradiție. Și de la Sfinții Părinți sau canoane, nu intrăm, poate e altă emisiune asta. Deci folosesc pidalionul, folosesc ce vrei, ce vrei și ajung unde nu te duce capul. Și atunci să nu ne mirăm, să nu ne mirăm că ni se pot suci vorbele, de ce vorbim noi, să decupează ceva, tu la rândul tău ai luat din întreg filmul ăla, ai luat un pasaj și zici, uite, el zice așa, așa putem și noi fi supuși. Asta a fost o paranteză, dar e foarte importantă, să nu uităm că putem fi folosiți toți fără să ne dăm seama, fără să vrem, fără să știm. Asta, bineînțeles, este o nevinovăție în fața lui Dumnezeu. Băi, n-am știut, n-am vrut. Scopul să fie bun și Dumnezeu lucrează. Dar să fie bun. Intenția să fie bună. În privința asta, din chat asta, poate să fie oameni care nu sunt neapărat angajați sau sunt aliniați de un serviciu. Le vine pur și simplu lor. O să crezi chestia asta? Au da. Ei ideile și idealismul și căutările lor. Ei deja și-au transformat convingerile, ideile în așa fel încât deja ceea ce altădată nu credeau, acum sunt convinși de ele.
ca și cum ar Da. fi reale. Și asta este genial pentru că cei care ar fi serviciul nici nu trebuie să ostenească, să te plătească sau să-ți facă ceva, că faci tu direct treaba. E genial, nu? Da. N-ai decât să-l lași și ia zi, mă. E Știți, așa? ca și pilda aceea din Pateric, adică diavolul merge la crejmă și se plictisește că facă ea singur voia lui. Da, face și atunci e genial pentru servicii. Nici nu trebuie să-l plătească sau să-l instruiască să facă ședințe, că face el singur și face și cu entuziasm și cu bune intenții. Deci, asta apropo de personajele care le-a zis, care necunoscându-i eu personal, că pe niciunul din ăștia i-am văzut așa câteva minute, pe Diana, pe Dorești, și am văzut, salut, salut, dar nu știu pe ei și nici ce în sufletul lor cât de implicat sunt ei și noi atunci nu mă bag să spun că este Nu, omul... noi discutăm ideile care le transmit, că practic ei sunt niște mesageri, conștienți sau inconștienți, sunt niște mesageri a unor idei. Exact. Da, bun. Da, de acum poți să pui filmulețul, dacă... Da. Din această cauză sunt două teorii. Teoria științei și teoria patristică a părinților, care sunt incompatibile. Deci, nici știința, nici credința Dumnezeu, religia, nu pot ști și nu pot spune cine este și unde este Dumnezeu. Nici știința, nici. Din potrivă, știința se ferește să recunoască că din materie moartă poate să devină materie vie. Iar religia spune așa, părinții au un simț al lucrurilor nevăzute. Și atunci ei, pe baza acestui simț al lucrurilor nevăzute, au dat aceste teorii sau aceste dogme. Ba chiar au ajuns la o concluzia că o dogmă este adevărul comentat de Sfinții Părinți. Dar dogma e dogmă, un adevăr impus de niște oameni limitați, nu de Dumnezeu. Da, mi-am notat aici ceva. Părinte, am tras de aici niște idei în timp ce vorbea, mi le-am notat pe foaie. La un moment dat, această paralelă dintre știință și Sfinții Părinți. Bun, în concluzia domnului Vișan, spune așa, acești Sfinți Părinți au dat niște dogme, dar un adevăr impus de niște oameni limitați. Cum vi se pare această completare? Adică mi se pare foarte interesant, noi îl cităm pe Milarepa, îi cităm pe mari inițiați ai Indiei, ca și cum ar fi mari superiori, iar Sfinții Părinți sunt acei oameni limitați care ne-au dat nouă niște dogme și care de fapt ne-au impus un adevăr al unor oameni limitați. Acele dogme de fapt ce sunt și cum s-au stabilit aceste dogme? Despre asta aș vrea să vorbim un pic și după aceea mai spunea că Sfinții Părinți n-au reușit să ne spună cine este Dumnezeu și unde este Dumnezeu. Hai să fac și eu o mărturisire. Da. Primesc link-ul ăla, dar fiind prins cu tot felul de lucruri, na, că așa e perioada asta, eu n-am văzut emisiunea integrală. E o lipsă. Și atunci nu pot comenta decât fragmentelele. Și anume, eu nu știu cum a ajuns el, ce o fi spus înainte și cum a ajuns la ce ai selectat. Și anume, asta cu teoriile așa, despre viață, despre nu știu ce. Ce a început? Știi că a zis, zice, știința și Sfinții Părinți sunt incompatibile. Yes, susținem, vorba lui Mircea Badea. Da, sunt incompatibile, sunt paralele. Aici a zis-o bine. După care, deci este așa o amestecătură. Eu pe maestrul respect ca om și ca actor, este unul din oamenii reprezentativi a scenei, dar
în domeniul acela, pe cât e de bună, în domeniul acesta este jale ce se întâmplă. Și anume, un amestec care nu știu de unde vine, că nu l-a spus pe Milarepa în fragmentul ăsta, și anume, ce concluzie a tras dânsul la rândul lui. Și apropo, că ai spus că New Age-ul la început, când ai făcut introducerea, spune mult de știință. Mai țin minte că așa ai spus, Da. știința jos. Păi de ce spune mult de știință? Pentru că New Age-ul a apărut în secolul 20. Ori în secolul 20, deja cea mai înaltă autoritate pentru omul, cel puțin european, american, așa, dar și în Asia deja, e știința. Deci dacă vrei să ai un referențial suprem, te referi la știință. Nu poți să faci abstracție. Și atunci, New Age-ul vorbește de știință, dar și-a creat o știință aparte. Nu intrăm acum aproape în amănunte, că iar se duce în altă emisiune, dar el are o a treia poziție. Deci nici știința, asta oficială, materialistă, știința care se predă, nici învățătura patristică nu e așa, ci este o a treia cale, da? Nici științifică, nici patristică. E așa? Asta Da. sugerează. El se încadrează într-un al treilea curent pe care nu l-a definit cine e, ezoteric, ocult, aici nu spune în filmuleț, dar probabil că o fi spus în alte emisiuni sau în întreaga filmare. Și Da, este anume, vorba de New Age, de mișcarea New Age. nu știu dacă el se revendică a fi asta, dar în orice caz, din ce vorbește, noi deducem că știm, cunoaștem. Da, nu o spune direct cuvântul New Age, dar aici Nu, revin dar la ceea ce spuneam aia la subliminal. e. Pentru că în curentul ăsta ne aflăm. Aia e. Dar Ori... postul în sine, emisiunea în sine, este o emisiune în care se discută de nișa New Age. Da. Fără să spună numele, însă sugerează ideile care le-ai spus. Și anume, faptul că nici știința și nici Sfinții Părinți n-au fost, pe urmă a zis religia, chiar a vorbit de religie, nu? A pus Da. știință și religie. Deci arată carențe foarte grave, neînțelegând. Păi bă, dacă religia nu știe să spună cine este și unde este Dumnezeu, atunci cine poate să spună? Că religia cu asta se ocupă. O, absolut orice religie, da? Nu are definiția de bază, dacă l-aș întreba, dar mi-e foarte jenă să vorbesc, că are 86 de ani și eu sunt ca copilul lui, îl respect cumva. Dar aș spune acestor oameni, bă, dar tu știi ce e religie, mă? Ce înțelegi tu prin religie? Religo-relegare, da? Relegarea, ce s-a relegat, mai omule? Ceva ce s-a rupt, da? De-aia spune relegare. Nu-i zice religio, religio, relegare. Și anume s-a rupt o legătură, legătura omului cu Dumnezeu. S-a rupt. Când s-a rupt? Odată cu căderea în păcat al lui Adam, da? S-a rupt. Și atunci urmează refacerea acestei legături, religio. Și cine inițiază religia, dragii moșului? Nu omul. Pentru că Dumnezeu zice, Adame, unde ești? Adam fugea. El se ascundea de Dumnezeu. Dumnezeu, vino încoace, mai. Da? Deci religia este acțiunea lui Dumnezeu de a reface legătura, religia adevărată. Și dintotdeauna a existat o singură religie adevărată, cea inițiată de Dumnezeu. În momentul când omul face efortul de a iniția legătura asta, așa cum îi se pare lui, apar o pleiadă de religii, zicem noi, păgâne și greșite, da? Dar care au același sens. Dom'le, vreau să mă leg de Dumnezeu, dar am un Dumnezeu imaginar, nu este Dumnezeu real, pentru că există și ceva de care el nu spune nimic, de revelație. Ce mai fi și aia revelație? Zice, descoperirea, că ajungem și la dogme, nu? Deci Dumnezeu spune, măi, eu sunt Dumnezeu, eu sunt așa, eu fac așa, te-am făcut pe tine, deci tot ce scrie în cartea facerii, nu în scriptură, aia este revelație, da? Revelația Duhului Sfânt care spune, uite, așa s-a făcut lumea, așa am făcut omul, așa am făcut cosmosul și de ce l-am făcut. Și cine sunt eu, Dumnezeu? Deci Dumnezeu se revelează omului atâta pe cât e posibil omului să cuprindă, că pe Dumnezeu nu-l poți înțelege niciodată. Făptura nu-l poate înțelege decât într-un mod limitat. Deci suntem limitați, cum a zis și el. Și Sfinții Părinți sunt limitați. Toți suntem limitați că suntem oameni. Și maestrii lupește prăjit care
ai zis tu, din Tibet, sunt la fel de oameni și la fel de limitați. N-au trei ochi și patru creiere, au o limită. E, pe cât putem noi însă, Dumnezeu nu ține ascuns. De ce? Pentru că Dumnezeu cine este? Mai ales pentru noi creștinii. Tatăl nostru. Nu știu, el zice Tatăl nostru, că ai zis că predică prin biserici. Tatăl nostru care ești în ceruri. Zice, cum nu spune unde e? Păi nu spune rugăciunea. Ne-a zis Domnul Iisus, bă, când vă Interesant, rugați, interesant că spune când vă rugăciunea rugați, din. așa să ziceți, da? Când vă rugați și predă rugăciunea rugăciunilor, care e Tatăl nostru. E aia. Aia Da. este suprema rugăciune. Și bă, când vă rugați, ziceți așa, Tatăl nostru. Deci cine e Dumnezeu, mă? E Tatăl nostru. Și care unde ești? Care ești în ceruri? Gata, deci am terminat. Ce să mai combatem din aiurea la care a spus-o? Deci ți-a spus Iisus Hristos, ți-a spus Biserica, Dumnezeu e Tatăl nostru și Tatălui. Da? Tatăl meu și Tatăl vostru. Nu zice, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru. A zis? Așa? Da. Deci este Dumnezeu o persoană, ca Tatăl. Îl vezi ca pe Tatăl, Părinte, da? Părinte, Ava, Părinte, așa? Care ești în ceruri. Acum, lăsând la o parte, nu înseamnă că Dumnezeu este în văzduhul fizic. În ceruri este o exprimare metaforică. Bineînțeles, Dumnezeu depășește Universul, nu poate fi localizat într-un loc, e acolo. Dumnezeu este pretutindeni și mai mult decât pretutindeni, mai mult decât cosmosul. Dar asta mi se par lucruri elementare, adică bune, pentru un om care se revendică a fi creștin ortodox, astea sunt ABC-ul. Ce spunem noi, niște lucruri nemaiauzite? Dacă astea nu le știe sau nu le crede, atunci ce bază de discuție mai avem să-l Da. combatem? Iar cu dogmele, hai să terminăm filmulețul, cu Da. dogmele. Nu știe ce. Imediat ajungem și la cu dogmele, dar și aici intră asta cu dogmele. Vreau numai să vă întreb, părinte. Întrebarea era cine este Dumnezeu? O întrebare pe care a spus-o el. Cine este? De ce? Pentru că în New Age Dumnezeu este o entitate, este ceva impersonal. Și aici vrea el să puncteze, de aceea spuneam chestiuni subliminale. Pentru că printre lucruri care le spune pe față, deja a pus o întrebare. Dar întrebarea asta duce undeva. Cine este Dumnezeu? Noi putem să-i spunem cine este Dumnezeu acum, cu ocazia asta. Păi ce, nu știe că e Sfânta Treime sau ce? Acum află, s-a botezat ieri. Cum să nu știe? Ai zis că predică în biserici. Să închină numele Tatălui și a fiului și a Sfântului Duh. Cum ai că cine e Dumnezeu? Ce vorbea asta? Da, asta era întrebarea El în. să mai considere creștin? Apropo. Pe ce? O amestecătură Un dintre creștin toate. ortodox? Ce zice să mărturie? Băi, eu sunt așa ceva. Da sau nu? Că poate nu mai zice că e. Da, pentru că aici, în concepția New Age, Dumnezeu este o entitate, este un universul, este divinitatea, dar nici de cum Hristos. Hristos nu este Dumnezeu în Dar concepția lui. Tatăl ce? Păi Sfânta Treime, Tatăl, Nu, Fiul și Tatăl, Duhul că e Sfânt. Tatăl nostru. Și crezul, știe crezul? Crezul este înșiruirea de dogme, când ajunge la dogme. Cred într-un Dumnezeu, cine? Tatăl Atotțiitorul, care este, de fapt, Dumnezeu este Hristos întrupat. Hristos a fost în. Da, e Hristos Fiul întrupat, da? Da, Tatăl, Fiul Dumnezeu și la întrupat. Duhul Sfânt. Deci, noi avem un crez foarte clar, cum nu știe Biserica spune, va spune foarte clar și tu accepti sau nu. Dar nu e că nu știe sau nu spune, va spune. Asta este. Iar dogmele, el nu știe ce, nu are definiție, are definiția pe care o știu eu, yoghină și nu știu ce, cu dogmele și cu, știu, cu biserica care a făcut dogme și care închistează și bla, știm astea. E, dragilor, dogmele din punctul nostru de vedere al bisericii ortodoxe, nu mă bag la catolici sau alții, dar pentru noi sunt adevăruri descoperite sau revelate de Dumnezeu acestor, să zicem, Sfinți Părinți, că așa, care lor le aparține formularea, da? Deci crezul are niște cuvinte omenești, deci nu a fost dictat. Deci nu e într-o transă și dictează Dumnezeu, ci îl scriu eu cu cuvintele, dar adevărurile care sunt exprimate acolo în crezul și care, apropo, toate sunt dogme, toate propozițiile din crez sunt dogmatice, adevărurile sunt insuflate de Duhul Sfânt, adică de Dumnezeu, și sunt eterne,
și neschimbabile, nici în timp, nici în spațiu. Și atunci, da, dogma este așa și nu se poate modifica cu nimic. În momentul în care te abați de la dogmă, noi spunem că ajungi în erezie și este ceva pentru noi foarte grav, pentru noi în biserică. Iar liberii cugetători, sigur, zicea, tu mi-ai pus un ochelar de cal, un cadran, nu pot să mă mișc, nu știu ce, să nu fac și mă arde părul ca pe Galilei sau cum ce zic ei. Și atunci biserica este vrăjmașa pentru că închistează prin gândirea, și mai ales e termenul dogmatic. Când se spune de cineva că e dogmatic, e peorativ, nu e laudativ. Dacă zic, băi, tine, tu ești dogmatic, asta e ceva rău, adică ești un tip fixat și care nu poți, n-ai flexibilitate, nu poți asimila noutăți, nu poți gândi liber decât ești îndoctrinat și dogmatic. Așa gândesc ăștia și eu știu foarte bine marfa asta, că am trăit cu ei și cunosc. Dar sunt foarte greu de scos, adică eu acum vorbesc cu ai noștri și ai noștri înțeleg, dar pentru ei crezi că dacă noi facem emisiunea asta, își vor reveni și o să zică, da, domne, dogmele de fapt sunt de la Dumnezeu. Păi dacă nu crezi că sunt de la Dumnezeu și că doar s-a întrunit un conclav, că așa zic ei, conclavul de la Nicea și de la cei care ei au zis, uite, nene, ce avea? Și-a dat dogmă și din momentul ăla sau crezul s-a făcut la Nicea. Și asta e adevărat, știm cu toții. Dar nu înseamnă că până la Nicea biserica credea altceva. Deci a spus numai o formulare sintetică, dar acele adevăruri de credință s-au crezut în prima secundă a creștinismului. Nu au devenit ceva în anul 325, nu-i așa? Nu atunci s-au format. Și biserica a crezut chestia asta tot timpul, dar nu le-a spus în propoziții. Poftim, n-a fost sintetizat crezul. Asta e. Și Da. încheiem deci tripulețul. Deci a ratat de când, după ce a zis că biserica și Sfința și Sfinții Părinți a zis o părea bună, sunt incompatibile, bravo, în sfârșit o vorbă serioasă și după care a început derapajul, a ieșit în șanță. Da. Deci, în concluzie, am să încerc să sintetizez așa într-o propoziție ceea ce a spus. Dogmele au existat de la Hristos, au existat dinainte de sinodul de la Nicea, dar au fost formulate în cuvinte omenești la acest sinod. Da, și sub o formă sintetică, crezul, Da, ca să dar fie ele au ușor. existat dinainte. Nu atunci au fost formulate, pentru că aici e manipularea care se face. Atunci le-au inventat, acești oameni limitați, Sfinții Părinți, le-au inventat atunci. Asta este ceea ce ne Și nu transmit sunt Escriptura. adevăruri omenești așa cum sunt cele științifice și filozofice, nu? Da. Alea sunt omenești, alea le scoate Platon. Sfinții Părinți, nu spun eu, Sfântul Vasile, am zis cu tare. Nu există chestia asta. Reveni ca autoritate divină. Da. Dacă crezi, dacă nu, salut. Părinte, trecem la următorul filmuleț, pentru că astea cu biserica, cu dogmele, o să le mai găsim și în filmulețele care urmează și o să mai revenim poate puțin la ele. Trecem la următorul filmuleț, la cel cu Isus, care a stat în Tibet sau într-un loc ascuns, zic ei, până la 12 ani, adică de la 12 ani. Și am vrea să vă pun și filmulețul ăsta să-l discutăm un pic. Aici, acum, este o problemă care eu o spun mereu legată de Evanghelie. Pentru că Evanghelia îl cunoaște și îl predică pe Iisus până la 12 ani, Cam așa, când între era în 12 și templu. 30 de ani, nu, Și nimic. îl caută părinții și vine mama și îi spune, fiule, te-am căutat peste tot, și suntem îngrijorați. Și el, ultimele cuvinte ale Iisus a fost, nu știați că trebuia să mă căutați în casa tatălui meu. Exact. Așa, din acel moment, Moment. Evanghelia șterge istoria. Bine am zis cuvântul. Cei care nu i-a interesat au șters din Evanghelie istoria lui Iisus până la vârsta de 30 de ani, când vine pentru botez. Maestre, haideți să vorbim puțin Nu despre. vorbim de perioada asta. Nu, nu Eu vorbim, vorbim de naștere, că au, asta este. sunt, această perioadă există în scrierile mistice și în anumite cărți sacre, dar există la alte religii și nu la religia creștină.
Eu am găsit la alți. Nu, nu, nu. Ceva însemnări, da. Dar, dar nu mai zic că nu le place la ortodoxi. Nu, și nici n-are rost acum, că vorbim de, de naștere. Da. Iată că discutam de ADN și sigur că atunci lumea nu știa ADN. Dar iată că a apărut o chestie palpabilă care au văzut-o toți oamenii atunci. A apărut steaua, acea stea strălucitoare, deosebită de alte stele, care se deplasa spre Iudeia, adică spre zona unde se va naște Mântuitorul. Iar cei trei mași de la răsărit, care apare în Evanghelia după Matei, am văzut că se numesc Gașpar din părțile Mării Caspice, Melchior, care era persan, și Baltazar, care era din Babilon. Bă, ei au fost informați, ei știau. Ei de unde au fost informați? Steaua i-au condus spre acel... Steaua i-a condus, dar ei au avut informații. De-aia s-au și dus să ducă daruri. Cele trei daruri. Aur, semnul smirnă legalității, și smirnă, semnul sacrificiului, și tămâie, simbolul spiritualității. Da. Oare cum deștiau acum, cine au fost informați? Auzi, necredincioșii și știința, da. Și de steaua aia au niște alte păreri. Că ar fi o navă extraterestră, după că putea fi o navă, că prea s-a oprit. Da, așa stelele se s-o opresc. Așa cum lumina de pe Tabor, care spune și Evanghelia că... Acel nor de pe Tabor și lumina? Nu, lumina, că a venit o lumină din altă parte. Deci nu era de la soare, nu era de la lună. Era o lumină specială. Și aia... Ei o consideră că putea fi o navă cosmică. Da. Faza cu extraterestrii, cred că e o comedie, o comedie care unii poate o înțeleg într-un fel sau altul. Ceea ce vreau să atrag acum atenția asupra faptului au șters din Evanghelie. Faptul că a existat și a șters. Nu se dovedește nicăieri că ar fi existat. Dar spune au șters. Și după aceea nu mai spun mai multe ca să nu se supere ortodoxii. Deci el este conștient în oarecare măsură. Zice, există scrieri din alte religii și tot felul de scrieri sacre, mistice, probabil că se referă la chestiuni tibetane cum e din, să zic, din care studiază el, dar până acum nimeni nu a putut dovedi că există undeva o scriere că Hristos a fost în afară de Ierusalim. Nimeni nu a putut dovedi. Scrierile astea, nu știu, din mintea lui, inventate, le-a visat noaptea, chiar nu-mi dau seama, să nu vreau să jignesc și am să încerc să fiu așa mai politicos în ceea ce spun, dar aceste scrieri mistice, scrieri sacre, sau cum spun el că ar fi citit și că le-a citit el, practic în realitate nu există, nu le-a văzut nimeni. Dar se vorbește despre ceva care nu s-a văzut. Tocmai pentru a-și argumenta o idee, pentru a argumenta un atac, practic, la adresa creștinismului, cum că Hristos a fost în Tibet, referitor la mesajele subliminale, că aici vreau să ajung. Se vehiculează de ani de zile, de zeci de ani de zile, că Hristos în perioada asta a fost inițiat în Tibet. El nu spune pe față, dar ne induce ideea prin ceea ce spune în acest filmuleț. Cum vi se pare, părinte? Ai văzut când te uiți pe clipul ăsta, emisiunea aia, în colțul de jos, scrie ceva cu sănătatea, nu? Și, da, și e o emisiune de-a lor, da. Asta, așa, și pe fundal se vede un ADN acolo, fâlfâie un... La e toată emisiunea. E două ore și am spus, o pun la descriere ca cine vrea să vadă. Dar e ceva cu sănătatea, deci n-are treabă, asta nu era o emisiune religioasă, nu? Așa se numește emisiunea, dar la ei, la New Age, ei vin cu chestii de vegetal, sănătate, educație, adică chestii sensibile pentru oameni care se-i atragă. Și aici introduc tot felul de astfel de... Plus că așa, la o primă vedere, deci o să fac tema vreodată când o să am și eu timp mâine pe mine să văd toată cap-coadă, dacă o să am răbdare, dar nu promit. Moderatorul mi se pare mai de bun simț, să spun drept. Nu e așa aberant. Maestru, adică moderatorul săracu spune, uite, era cu steaua, îi chema așa, deci moderatorul încă e pe un teren al unului simț. Și-a făcut el temele cu
cu trei magi și cu steaua și așa mai departe. Știam de chestia asta cu 12 ani, dai seama că dacă am fost în cercurile yoghine și chestiile astea, însă parcă îl văd pe maestru cum eram noi în anii 80. Deci un decalaj de 40 de ani. Deci chestii de astea se fățeau în cercurile mai firoscoase acum 40 de ani. Deci de 40 de ani s-a stagnat totul, n-au depășit stadiul, știi? Dar eu aveam atunci 30 de ani. Dânsul are 86, deci uite, mie mi-a venit mintea la cap la 40 de ani. Termina cu chestiile astea, dar dificil. Dar sunt aceleași teme și n-a spus de reîncarnări, că iarăși biserica a șters din, știi, chestia asta, că era învățătura reîncarnării care a fost scoasă ca să nu știu ce. Dar astea sunt afirmații care, vorba ta, cum sunt dovedite științific? Trebuie să ai niște izvoare, uite, cartea cu tare, cu tare. Dar el a și spus că aceste cărți și aceste informații nu se găsesc în creștinism și deci nu în biserică. Păi Dar nu bine, te bă, găsești nici în afară de creștinism. Asta e ideea, că nici în afară, doar verbal, scris undeva, dovedit, nu există. nu, dar chiar așa, dacă ar fi, ca și cum tu spui despre suedez, hai să luăm așa, că sunt cetățean suedez, nu? Te apuci tu mie să-mi spui mie cum e în Suedia. Ai fost pe acolo, apropo? Ai pus Nu, piciorul pe acolo? N-ai nu fost. am fost. Ai văzut niște filme, ai ascultat ABBA, nu știi ce știi tu de Suedia. E Am frig văzut la și televizor, pe internet, ai atât. văzut la televizor și spui, bă, da, știi că suedezii nu știu ce au făcut. Bă, da, tu ce competență ai? Deci ăia din afară sunt știu ei mai bine decât biserica ce s-a întâmplat între 12 și 30 de ani. E halucinant. Plus că biserica nu spune nici până la 12 ani. Deci spune numai evenimentele alea din copilărie, întâmpinarea Domnului la 40 de ani, la 40 de zile, fuga în Egipt. Se spune și ce s-a întors când a murit Irod. Zice, ai, întoarceți-vă că nu mai sunt cei care caută să-l ucidă pe prunc. Câți ani avea? 3 ani? Ceva. Da? Și s-au întors. Unde s-au întors? La Nazaret. Deci circuitul este așa, Betlemul unde s-a născut, da? Fuga în Egipt și întoarcerea în nord, înspre Nazaret, unde a și rămas. Până când din Nazaret vine în... Nu, ăsta este traseul pe care noi îl știm. Altul, știi tu altul? Știe Asta e cel care biserica ne asta? spune Biblia. Găsește vreo sursă cât de cât, măcar eretică, din un ciudat creștin care spune asta. Nimic. Deci ăsta este traseul pe care l-a făcut Domnul, limitat, ca mititel, așa, iar în Egipt era mic de tot. Unii spun și că în Egipt s-a inițiat, e și varianta asta, sau în India. Adică, la modul în care zici de Tibet, a trecut prin India, nu? Că așa se ajunge în Tibet. Și chestia care ar fi fost, cum ai zis, între 12 și 30 de ani și aia s-a scos din Evanghelie. Păi nu s-a scos, mă, moșule, că n-a fost niciodată în Evanghelie. Nu știu ce Evanghelie știi tu, dar astea canonice, dar el deja este paralel cu biserica și cu tot, e paralel cu creștinismul. Deci vorbim limbi străine. Ce ar fi să vorbesc eu cu tine? Why are we here? Share Eftimie. Nu Ce știu. ai N-am înțeles? înțeles nimic. Eftimie, ai înțeles? Știi ce te-am Eftimie, da. zis? Am zis, ce facem noi aici, mă, dragă Eftimie, pe suedeză? Deci, așa e Da. că te-a rupt, da? N-ai dicționar. Deci vorbim limbi străine. Nu avem dialog cu el. Ce dialog poți să ai cu ăștia? Da. Suntem paraleli, suntem în Da, universuri paralele. ideea asta este pentru că el, cumva am văzut, spune, s-a șters. La fel la conferința aia de la Holistic First, un domn de la Iași, profesor universitar, Traian Bărbulescu sau ceva de Stănculescu îl chema, spunea că părintele Teofil Pârian spunea că nu se știe încă despre reîncarnare, că încă se cercetează. Bineînțeles, e o minciună. Ca după aceea, tot același maestru Dorel Vișan spunea, păi nu, că au scos ortodoxii din Evanghelie faptul că există reîncarnare. Ca și cum ar fi existat vreodată așa ceva. Deci el, știți cum este Părinte? Adică eu spun că s-a făcut un fals, s-a scos ceva, dar nu pot să dovedesc că a existat înainte. Dar ca să-mi justific prostia mea, spun că alții au falsificat-o, că alții au șters-o, că s-au șters informațiile, dar ea, de fapt, prostia mea este reală, numai că alții au șters dovezile. Ceva de Da, genul dar ăsta. prinde mesajul ăsta, prinde la un anumit gen de oameni foarte bine. Prinde la cei care merg pe ideea crede și nu cerceta. Care
au o minte mai limitată, să zic așa, din punctul ăsta de vedere. Nu că nu cercetează, dar le convine mesajul. De ce să-l mai cerceteze? Da, le convine Dacă mesajul. tu spui ceva care mie îmi convine, mai încerc să te pun la îndoială, să văd ce. Mie Da, poate asta să. înseamnă că nu se caută adevărul, nu se caută adevărul, ci iau ceva ce îmi place și asta este. Ăsta mi-l fac un adevăr al meu. Da. Deci da. Părinte, faza cu extraterestrii, cu lumina aceea cu extraterestrii, credeți că are rost să mai discutăm? Păi, dar el a combătut-o. A zis, astea sunt necredincioși și nu știu ce, ăștia științifici care zic că aia, bla, 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 dar nu e așa. Adevărații știu că era altceva. Păi, cu steaua, tu știi discuțiile, da? Care s-au pus chiar în zona bisericească, la un moment dat, ce era cu steaua aia. Și s-au spus, ba că era o cometă, ba că așa, asta cu nave extraterestre nu e din biserică, nu poate să vină cineva din biserică că Sau era din mediul New Age-ișa. așa. Și eu am spus în predice, steaua sus răsare ca o taină mare, spuneau când eram mititel, mergeam, eram ateu, dar eu am fost cu steaua, aveam 7 ani. Toți copiii mergeam cu steaua. Și cântam asta, steaua sus răsare, ca o taină mare, la 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 la. Da, era o taină mare. Deci steaua nu e un fenomen natural. Și chiar la Sfinți Părinți spune că era Arhanghelul Gabriel. Dar mă rog, ca fenomen, o vedeau numai cei trei magi, pentru că dacă o vedea toată lumea, că eu am zis, bă, o cometă, am zis, era cumva o cometă, cometa o vede oricine. Tu ai văzut vreo cometă vreodată, apropo, pe Da, cer? am Am văzut în Suedia și era... Dar se vede foarte ușor, cu ochiul liber. Și atunci ar fi văzut-o toți oamenii, inclusiv iroși și soldații, și se duceau acolo. Plus că mergea invers, stelele merg, nu știu dacă știe Maestru Dorel Vișan, stelele și mișcarea lor este naturală. De unde? De la apus la răsărit, nu? Dar ei mergeau invers. Zice, trei crai de la răsărit, cu steaua călătorit în sensul care? Ei venind din în sensul Persia, invers. ei merg spre apus. Din punctul lor de vedere. Ei sunt răsăriți, nu? Atunci steaua mergea invers. Da. Asta. Deja nu e. Plus că ei ce erau? Mai țineți minte, în afară că erau crai și ce aveau, erau astrologi. Foarte tare astrologi. Și asta că ce spune el, că erau inițiați și știau și nu știu ce și nu știu cum, e o Aveau jumătate de informații. adevăr. Că în mesajele astea nu aici, nu se spun numai aberații și tâmpenii, că dacă ar fi așa, Maestrul minciunii diavolului, el totdeauna amestecă și doze de adevăr. Știe toată lumea că dacă spui numai bazaconii, alea nu durează. Dar dacă ai și niște semințe logice și adevărate, așa e că ești tare. Da, amestecă adevărul și minciunea și pe... Asta este. De aia spune, apropo, la rugăciunea domnească, zice să ne izbăvească de cel rău sau de cel viclean. Sunt corecte amândouă, dar cel rău. Vorbeam cu Pater Mihail, cu Stanciu, și mi-a spus foarte bine, zice, uite, cel rău face o răutate pe față, ba, se o trântește, pe când vicleanul ascunde realitatea sub masca binelui și este de 10 ori mai periculos să fii viclean decât rău. Deci, iar diavolul este cel viclean, e și cel rău, evident, ca să ne izbăvească de cel viclean. Și aici, vicleșugurile pe care le strecoară un astfel de mesaj, eu nu îndrăznesc să-l fac viclean, ți-am zis, mă abțin să-i zic că el este viclean și că el e conștient de ce ai el spune. Mai degrabă că îl cred sincer. Adică înșelat. Înșelat. E mai Da. plauzibil ce zic eu? Da. Eu, păi normal că e înșelat, că el astfel de Păi, bazaconii nu ăla le poate spune vicleanul un nu om e cu înșelat, lumina. ăla știe că spune nebunel, nu? Le spune cu bună știință. Nu cred că Dorel Vișan vrea să ne păcălească și știe el cum e de fapt. Nu știe. E chiar în rătăcire. Așa văd eu. Este în rătăcire. Este și asta e, Dumnezeu să-i ajute, ce să zic. Da. Părinte, un filmuleț acum despre Niceea, despre dogme, pentru că vorbim mai înainte despre dogme, dar aici cumva se referă exact un pic mai la Păi n-am direct. spuseră, nu spuseră cu nici ea. Hai, pune, da. Da, era aici el de ce? Pentru că aici când spune despre asta, atacă direct dumnezeirea lui Hristos. Ia să vedem, Despre care arianism, n-am ce este? discutat încă, da. Arian. Să punem filmulețul.
Ăsta al Arian, patrulea. Nu, al treilea, stați un pic, ăsta cu Milarepa, pentru că la un moment dat ne spunea de pe Milarepa, îl punem pe al treilea și apoi cel cu dogmele. Cum mi l-arăt? Cel mai mare yoghin al lumii, Milarepa, spunea așa: corpul meu este produsul ignoranței. Eu sunt format din sânge și carne, dar flacăra ce aprinde focul din mine este puterea de percepție a conștiinței mele. Deci aici este relația noastră cu Dumnezeu. Deci, vedem cum Sfinții Părinți sunt limitați, dar Milarepa este cel care ne dă învățăturile cele bune și Foarte pe bine. care trebuie să-l luăm ca atare. Dumnezeu este conștiința. Bine, acum chestiile sunt interpretabile, fiecare le poate interpreta ceea ce spune el acolo, dar îi zice pentru că în New Age se merge pe ideea sinelui meu, îl găsesc pe Dumnezeu în sinele meu. Și de aceea spunea Milarepa, conștiința mea, adică nivelul conștiinței mele. Adică îl limitez pe Dumnezeu la nivelul conștiinței mele. Eu sunt un iluminat, pentru că noi toți care suntem în New Age suntem niște iluminați. Nu suntem înșelați ca aia care sunt limitați la niște religii. Asta spun ei și asta susțin ei. Ei, dar iluminarea asta cumva se luminează la lumina proprie, nu la lumina lui Dumnezeu. Iar dacă noi ne referim acum la și ne raportăm la ce spune Milarepa, normal că Milarepa nu spune aceasta în sensul creștin, al căuta pe Dumnezeu în sensul creștin, ci al căuta pe Dumnezeu în sensul acela New Age, ezoteric, budist sau cum o putem lua. Da. Și Eu când am făcut yoga nu l-am învățat așa pe Milarepa, nu știu din ce a citat, dar nu contest, o fi și spus chestia asta și a spus-o n-ai decât. Trăim în zona asta, încă, atenție, încă, lucrurile se strâng. Deci după 90 a fost o perioadă de libertate până la pandemie, mă rog, până în 2020, 30 de ani de libertate de la Domnul așa. Acum libertatea asta o să strângă șurubul din ce în ce mai mult. Dar cât e vorba de libertate, uite, el își poate exprima ideile astea și suntem liberi să credem sau nu. Nici el nu și le impune, nu? Cine îl ascultă și îl crede bine, cine nu, nu. Dar are dreptul să spună și să creadă, sincer. Asta e dreptul lui, na. Și lasă și Dumnezeu libertatea asta de a aiura. Însă și noi avem dreptul să-l cârtim, nu? Iarăși, un drept, zice, democratic. nu-l cârtim pe el, ci ideile lui, pentru că ideile lui nu sunt doar ale lui, sunt ideile Nu. unei mișcări religioase în sine care ne inundă cumva într-un fel sau altul. Da, Nu sunt uite cum doar ale lui. vine de pe Tabor, păi și acolo o altă aiureală. Care, eu nu știu din ce le-a citit, nu sunt ideile lui. Cred că are niște cărți, deci eu știu ce citește. Că am fost odată așa prin mall și am intrat, că nu știu mai nici eu de ce, am intrat în librărie. Ei, știi ce e acolo în librărie? Ha, alea de le făceam noi cu Xerox-uri și cu așa, acum le vezi rafturi întregi. Rafturi întregi, cu Moss, cu Humanitas, cu ce, Cărturești, bla, bla, bla. Sunt, uite, atâta. Deci ai materiale la balamuc, plus ce mai e pe internet. Deci sunt surse, de unde luat, cu lumina. Păi stai așa, pe Domnul la schimbarea la față l-a luminat o lumină sau el lumina? Nu era izvorul luminii? Sau, eu așa parcă știu. Deci lumina aia care i-a trăznit pe Sfinți, era, nu era o lumină care l-a luminat pe Domnul. Lumina izvora din el, asta arată și icoana. Sursa este Da. chiar Domnul. Dar Da. ce să mai, astea sunt finețuri deja, nu? Da, ideea că la ei lumina nu-i de la Hristos, ci Hristos a fost luminat și el la rândul lui de cineva. Și, bineînțeles, în perioada aia de când a fost ștearsă din Evanghelie, cu ghilimelele ștearsă, s-a dus și el și l-a luminat, probabil, Milarepa, sau cine știe cine l-ar fi luminat pe Hristos. Așa, ca o glumă, ca o ironie. Aceștia ori nu știu crezul, ori îl știu, dar nu-l cred. Că zice lumină din lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu Dar adevărat. lumină din lumină ce-o fi? Păi Hristos, Duhul Sfânt, Eu sunt normal. lumina lumii. Lumina necreată. Dar nu ești, eu sunt lumina lumii? Cine a zis? Hristos a spus. Păi și atunci îi trebuie să-l lumineze. Pe el cineva. Da, se vede clar înșelarea în care este. Părinte, haideți să punem filmul următor cu dogmele, cu Nicea, cu fiul, cu Mai ai răbdare și nervi?
Mai avem două filmulețe. Dar nu sunt lungi. Nu sunt lungi, dar trebuie să le discutăm pe amândouă, că sunt niște subiecte care merită punctate. Hai Și de răbdare ce? Nu multă. pentru ei, pentru că ei clar că nu interesează ce vorbim noi, dar Da. pentru oamenii noștri care săracii sunt debusolați și nu știu unde e adevărul, care este. Și atunci să aibă și răspunsul nostru ortodox ca să nu se rătăcească. Ok. Adică dacă a fost atâta tevatură și l-au păzit și Irod a vrut să Știm cu omoare masacrul toți copiilor. copiii și dintr-o dată, după 12 ani, ai uitat de el. Aici ai ciudat cum funcționează dogmele religioase. Și te duci la Nicea după 300 de ani și spui că fiul este de aceeași substanță cu tatăl. Deci sunt niște lucruri care pot fi discutate, pot fi credute, pot fi necrezute, ele rămân ca un îndreptar fundamental pentru lume și pentru relațiile dintre oameni. Pentru că Isus, această transformare a cuvântului, că nu s-a schimbat Dumnezeu în om, că Dumnezeu este universal, nu poate fi să se schimbe în persoană. Această schimbare a cuvântului care s-a schimbat, deci omul îndumnezeit și Dumnezeu nomenit prin cuvântul lui Dumnezeu. Și nu Dumnezeu. Cuvânt, se spune Ioan, evanghelistul. Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi. Deci, Isus, după părerea mea, este un ideal, nu este un idol. Faptul că el este considerat un idol care stă de-a dreapta Tatălui, îi greu să ajungi la el. E foarte greu. Dar el ce spune Isus? Acolo unde vă veți aduna doi sau trei în numele Acolo meu, voi fi eu. acolo voi fi și eu. Exact. Deci, el trebuie să rămână aici, ca om între noi. Cum vi se pare? Din ce în ce mai aberant. Da, mi se pare. Și mă gândeam dacă el e creștin practicant, că da, că e dus la biserică, foarte clar. Dacă el se spovedește, se împărtășește și teamă mie, dar asta e o speculație, după părerea mea, hai să zic și eu că el speculează despre Hristos, eu pot să speculez despre dânsul, mai uman, s-ar putea să aibă un duhovnic dus cu pluta care să-l lase așa, pentru că un duhovnic normal n-ar avea cum să-l accepte. Deci nu neapărat că îl dai afară din biserică fizic, dar cu părtășania nu are nicio legătură. Deci dacă tu pui la îndoială asemenea adevăruri de bază de credință, asta te scoate total din decor. Da. Nu? Că să spui Adică. că Dumnezeu nu se poate persoana, nu se poate întrupa, nu se poate, deci ai rupt-o rău de tot, nu cu ortodoxia, cu orice denominație creștină și penticostală, nici ea nu l-ar putea suporta. Deci este paralel, nu mai e creștin. Discursul nu mai este unul creștin. A ieșit total din decor. Da, pe Chiar. tocmai aici ziceam, pentru că el practic aici își justifică cumva cu idei teologice, doctrina New Age, care spune că Hristos nu este, îl ia așa cumva ironic, adică auzise ea după 300 de ani la Nicea că Hristos ar fi de aceeași substanță cu Tatăl, adică critică ironic ideea asta, și după, pentru că în doctrina New Age, Hristos și cu Tatăl nu sunt aceeași chestie. Hristos este un idol sau un ideal de-a dreapta Tatălui la care ajunge în greu și el, de fapt, trebuie să rămână un om între noi și este doar un om, nu este și Dumnezeu. Deci asta este doctrina New Age pe care el o promovează așa cumva și direct, dar și subconștient, la subconștient în expresia respectivă. Da, e o mărturisire de credință și o propovăduire fățiș necreștină. Deci a ieșit din decor. Nu mai nici cu o roată. Mai era cu două roți. Știi cum e cu mașina?
Odată, apropo, că uite, mi-a fost frică. Tu unde ești acum? La Oradea sau nu mai știu? Unde ești acum? Acum, în momentul ăsta, sunt la Hunedoara. Da, la Hunedoara. Nu știu ce e pe la voi, dar aici a fost foarte cald. Și ieri a plouat. Și azi, făcându-se 0 grade, nu știu ce zic, aoleu, să vezi că îi trage un polei. Am fost odată în Suedia, mergeam la biserică cu mașina. Dar nu era polei, era zăpadă și era drumul și niște șanțuri. Și uite, trebuia să facem la stânga și veneam după un deal. Și m-am făcut la stânga, dar mașina, deși era cu roțile așa, s-a dus și m-am dus și două roți au fost în șanț. Cu roțile din dreapta, eu eram cu amândouă în șanț. Și știi ce m-am gândit? Da, fulgerător, că eu merg la biserică bă, acum, și eram la 40 de kilometri. Făceam o navetă foarte... Era departe biserica, nu? Doi pași. Deci cum ajung eu? Eu eram cântărețul. Ce fac eu, mă? Cum să ajung? Și știi ce crezi că am făcut? Așa, de la Îngerașul. Zic, băi, eu acum ajung în șanț. Și era șanțul mai jos, știi? Deci mă gândeam, mă răstorn sau nu? Și ce crezi că am făcut? Mai aveam două roți pe șosea. Și mașina era cu tracțiunea pe față. Și a călcat tare și roata aia care a mai rămas pe drum, aia m-a scos. Bineînțeles, o fi pus și Îngerașul o mână, dar se poate ieși și din șanț. Adică nici el nu e un caz pierdut, chiar dacă are 86 de ani, în ceasul al 11-lea și un sfert, nu știu, ceva, se poate redresa, dar în Să momentul sperăm. ăsta nu știu dacă a mai rămas o roată pe șosea. Sunt afirmații care ies total din decor, total. Nu mai au legătură cu, nici cu baza elementară a creștinismului. Nu că nu Practic ar el, practic el neagă dumnezeirea lui Hristos și exact ceea ce fac misionarii New Age, Hristos este doar un înțelept al lumii acesteia. Și Cum spunea Dumnezeu nu e Constantin, persoană, un da, Dumnezeu impersonal. un Dumnezeu impersonal, da, și Dumnezeu este un Dumnezeu impersonal și, cum spunea și domnul Constantin Dulcan, Hristos este un înțelept, cel mai mare înțelept și decât Buddha, care ne încântă cu ceva că Hristos e mai înțelept decât Buddha. Dulcan e și mai promovat, și mai influencer Păi decât da, Dulac. și tocmai E atâta, conștiința. da, și tocmai atâta, dar ideile lor sunt cam aceleași, indiferent că ar fi Dulcan, că ar fi cutare sau cutare. Ideile lor sunt cam aceleași, linia ideologică religioasă e cam aceeași la toți. Parcă merg după un Dreptul lor. cutare, așa. Dreptul lor. Da. E legal? Mai avem filmul acela cu biserica, în care nu în biserică îl găsim pe Dumnezeu. Vi-l pun și pe ăla, îl discutăm un pic și eu după aia zic că putem face încheierea, pentru că deja nici nu știu cât e ceasul, deja e cam de ajuns. Pentru că sentimentul religios nu este de ordin bisericesc, este de ordin divin. Noi ne naștem, ți-am mai spus, Exact. noi nu mergem la biserică să-L căutăm pe Dumnezeu, mergem cu Dumnezeu în noi, acolo numai îl slujim. Da. Deci, noi nu avem nevoie de biserică, noi avem divinitatea, avem un univers care ne îndrumă spre Dumnezeu acela impersonat. Deci noi mergem la biserică, doar îl slujim pe Dumnezeu în felul nostru, ortodoxi în felul lor, alții în felul lor, dar nu avem nevoie de biserică. Noi îl avem pe Dumnezeu în noi, fiecare cu Dumnezeul lui în el, dacă sunt 100 de oameni cu 100 de feluri de Dumnezeu în ei și uite așa mai departe. Nu știu, cum vedeți filmulețul ăsta? În continuarea ajerilor dinainte, nu? Și în răspăr cu crezul. De cred și într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Deci, contestă crezul așa. Întruparea lui Dumnezeu tot în creze, nu? Care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire ce a făcut? S-a pogorât din cer și Și zice s-a și întâmplat s-a de la întrupat. Dumnezeu. Deci dacă s-a pogorât în cer, înseamnă că înainte de a deveni Iisus Hristos, el era Dumnezeu. Fiul, dar și Cuvântul. Spune Dumnezeu. Evanghelia, la început a fost Cuvântul. Noi nu contestăm Logosul Dumnezeu, Fiul se numește și Cuvântul. Și al cui cuvânt? E al Tatălui. Și o problemă. Dar asta nu înseamnă un cuvânt în sensul impersonal al unui cuvânt, ci el este o persoană și toți cei trei sunt Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, sunt
persoane, dintre care una din aceste persoane s-a întrupat. Și dacă Dumnezeu nu s-a întrupat și Iisus Hristos nu este Dumnezeu întrupat, zadarnic e, nu? Cum e? Că zice, dacă nu a înviat, dar stai, până să învieze, până să crezi în înviere, trebuie să crezi în faptul că e Dumnezeu. Că dacă, pot să zic și eu, parafrazând pe Sfântul Pa, dacă Hristos nu este Dumnezeu întrupat, zadarnică e credința noastră, zadarnică e propovăduirea, nu? Nu are nicio valoare nimic din ce vorbim. E cultură. Deci cu Da. asta stă și cade tot creștinismul. Dacă Hristos nu este Dumnezeu întrupat, pa, terminat. Și Tot. practic tot ce este curentul acesta New Age cu mesajele acestea, unele directe, altele subliminale, nu face altceva decât să submineze creștinismul, să-l lovească direct la temelia creștinismului. Și e bine să știe și Ce credincioșii noștri rezultat o să aibă? O să creștinele. fie câțiva adepți și mi-e milă de ei și nu știu ce, dar n-am arme să-i convingi că vorba aia, ce să le spui? Ce poți să le spui Adică când nu finează? folosește să-i convingem. Important e să nu se piardă cei care sunt sinceri, ca cei care sunt sinceri să vadă și o alternativă ortodoxă la toate manipulările astea neoegiste care sunt pe rețele de socializare, în Cu televiziuni. siguranță că Dumnezeu știe ce e în sufletul. Eu nu știu cum e așa, dar Dumnezeu știe și știe și ce metode ar fi de a-l aduce și dacă el va primi. Dacă Nu? el va primi. Odiana sau Sau cine, oricare dintre ei, da. Coxin, Oricare oricare dintre ei. se poate întoarce mâine. Să dea Dar Dumnezeu la depinde fiecare. deja de ei, nu de Dumnezeu. Hai să-i tare. Că Știți din cum? partea lui Da, Dumnezeu exact. e clar că vinerea pe toți. Cine e sincer, nici nu e nevoie să stăm noi de vorbă cu ei. Că vine totul de la sine. Da, părinte, uitați, oamenii ăștia, cu toate că sunt așa în înșelările care sunt, ei spun că sunt oameni spirituali, ei spun că sunt evoluați spiritual și așa mai departe. Cum vedeți expresiile astea comparativ cu învățăturile și cu trăirile lor, care se vede clar în felul lor de a se manifesta? Manifestarea unei boli generale, care o avem toți, toți, mândria. Mândria. Este, chiar dacă face parte din păcatele capitale, nu știu ce, dar om să nu fie mândru, să mă ierte Dumnezeu și oamenii că spun asta, ar fi un tip ușor handicapat sau bolnav, dar un om care este integral în toate facultățile mentale, nu are cum să nu aibă mândrie. Iar cei sfinții și mari au depășit și au rezolvat, dar nu că n-au avut-o. Deci Au au luptat cu ea. luptat și au biruit-o. Dar dacă ești în toate facultățile mentale, n-ai cum să n-ai mândrie. Hai că curvie, lăcomie, mă rog, și astea chestii. Dar mândria... Și sigur că și eu am gustat din chestia asta, vă dați seama, când eu știam toate chestiile astea și le care nu știu ce, și ea, colegii mei de trupă, că mediul meu, ea, cântau și dranga banga, s-o uita după gagici. Deci, cum mă simțeam eu, Iaghici, pe lângă ea? Iar eu mergeam atunci și la biserică, în anii 80. V-am zis, și biserica era dintre ei. Și ce vedeam eu la biserică, măi, Eftimie? Deci, vedeam biserica de cartier din București, nu contează care, popa așa și niște babe superstițioase și nu știu ce. Însă, a fost interesant că pe mine din liturghie, ca la liturghie mergeam duminica, ce crezi tu că m-a interesat din toată treaba asta, liturghia alea, 2 ore cât era, ce vreau eu să aud acolo? De ce mă duceam? Ia să te... Predică. Predică. Ai zis? Dar de Predică. ce? Pentru că acolo era un părinte, a fost și profesor la teorie, care spunea chestii, domne. Deci eu citeam acasă Evanghelia, că aveam calendarul, știam ce Evanghelia zilei și apostol. Și eu citeam, dar ce puteam? Da, punea omul și ziceam, da, bă, tare. Dar în același timp eu acceptam și Steiner și toate chestiile alea. La mine astea nu se contraziceau, dement, nu? Dar îmi plăcea Da. și ce spunea părintele la biserică. În predica, însă, restul, tot ce făcea și babele alea, erau niște proaste și aia, habar n-aveau ce știam eu. Deci ei aveam la degetul mic. Dar părintele avea niscai vorbulițe. Nu l-am cunoscut, deci n-am vorbit cu el, nu m-am spovedit, nu știu ce, dar l-ascultam. Ia. Și aveam acasă asta, volumul 3 al lui Stăniloae. Teologia, moral, cum zice, volumul 3 din alea. Îți dai seama, citeam Steiner, ce, Milarepa, cum se zice, Stăniloae. Asta era. Da, păi, tocmai asta, ați avut de unde, ați avut cum face o comparație între fiecare și așa ați găsit un adevăr. Da, peste ceva După un ani. timp.
Nu dintr-o dată, normal. Nu Nu, dintr-o dată. mai Da, cum. ceea ce spuneați cu predica părinte este foarte important pentru că, vedeți, preoții care la predică fac catehizări, credincioșilor sunt mai bine ancorați în învățătura bisericii. Cei care la predică se duc două vorbe, numai hai să treacă 10 minute ca să le zic ceva acolo, ăștia săraci, pe lângă că nici ei nu sunt pregătiți cum trebuie, dar nici credincioșilor nu sunt pregătiți cum trebuie. Și atunci, de aici apar primele victime, primii racolați, să-i spun așa, pentru Deci, că vin cu acești oameni. alte metode. Fac Sfântul Mazru, fac podași speciale, delegări, fac altceva. Poate nu predica, compensează pe alte căi, știu și eu. Mai Da. sunt metode de a-i avea pe credincioși Da, pentru ancorați. pentru că acești mari misionari racolează oamenii de unde? Din biserică. În primul rând, din biserică și de cei care sunt în căutări și care n-au întâlnit biserica, dar ei sunt în niște căutări și n-au întâlnit învățătura bisericii și i-au prins în capcană. Iar pe unii racolează din biserică și de ce spun asta? Pentru că stau de vorbă cu foarte mulți care deja au intrat în ideologiile acestea New Age și îmi spun, păi eu lucrurile astea le-am auzit la biserică, la un domn care făcea pelerinaje. Sau le-am auzit la biserică, la o doamnă care venea și făcea donații la biserică, sau la o doamnă care venea și făcea sponsorizări la biserică. Eu de la ei le-am auzit pe astea prima dată și urmările lor le-am luat. Deci nu contează ce spune preotul, că preotul nu spune despre astea, el zice despre altceva. Dar lucrurile acestea le-am întâlnit de la anumiți oameni din biserică, care veneau la biserică. Asta știi tu mai bine ca mine, clar, pentru că ăsta e drumul invers decât l-am avut eu. Deci eu am venit din New Age spre biserică, nu invers. Dar Da. se poate și ce zici tu, e clar că Deci e eu așa. vă spun din ce am vorbit cu unii Biserică dintre spre ei. New Age, se poate și așa, nu? Da. Aici eu nu prea mă prind cum se întâmplă, dar cred că există explicații, cum zici tu. Adică e mai interesant ce zice ăla, popa are un mesaj, un limbaj de lemn care nu vine în întâmpinarea, cine știe, sunt motive și Da, aici. și ceea ce spuneați mai înainte despre sănătate, emisiunea despre sănătate. Practic, emisiunea era despre sănătate, pentru că este o emisiune în care sunt invitați tot felul de terapeuți, psihoterapeuți, paraterapeuți, și au apărut ăștia o grămadă acum după 89, ca ciupercile după ploaie. Și sunt invitat tot felul de din astea care vin cu sfaturi interesante, așa, cum să scapi copiii de droguri, cum să ferești copiii de anumite educații greșite din societate, lucruri morale care sunt foarte bune, foarte practice. Dar, în schimb, printre ele introduc și ereziile respective, înselările acestea, ideologiile acestea New Age, referitoare la Dumnezeu, la ființa lui Dumnezeu și așa mai departe. Astea sunt alte capcane, poate o să discutăm altă. Poate nici moderatorul nu are discernământul necesar să-ți dea seama unde, nu? Părinte, eu vă spun ca și jurnalist în perioada imediat după 89, pentru că am fost și la un post de televiziune local, dar am fost și la un ziar local și după aia, bineînțeles, am fost și colaborator la un ziar central. Noi invitam astfel de oameni la emisiunile noastre, sau ei practic ne propuneau, hai să facem o emisiune despre tema cutare. Mi se părea interesant să facem o emisiune despre tema cum să salvăm copiii de educația, anturajul nu știu care, un anturaj greșit. Da, mi se părea foarte interesant. Făceam emisiunea, le puneam pe internet, iar ei după aceea, emisiunea respectivă, era linkul respectiv, îl puneau ca o propagandă pentru cabinetele lor. Pentru că aveau cabinete, chiar dacă atunci nu erau recunoscute de stat, acum sunt, că am văzut că au cod CAIN, inclusiv numerologii, au codul CAIN, care pot să-și facă meserie dintre asta. Și atunci, practic, noi, ca și jurnaliști, eram folosiți de aceștia, pentru că noi nu aveam emisiuni, nu aveam pe cine invita la emisiuni, ei aveau nevoie de reclamă și, uite, așa ne combinam. L-am chemat pe nu știu care părinte, păi el se smerea, eu sunt smerit, eu nu mă duc să apar la televizor. Păi, uite, a venit ăsta la alt. A venit ăsta la alt și și-a făcut reclamă și, uite, așa. Eu atunci vedeam cu alți ochi, bineînțeles, atunci pe vremea aia eram și unul antibiserică, m-am schimbat între timp. O altă poveste, dar eram cumva influențat, să știți, și de ei, într-o oarecare măsură. Și de aceea spun, ei apar în fel și fel de emisiuni, cum este asta de aici, despre sănătate. Practic, niște emisiuni foarte sensibile, foarte căutate și însetate. Oamenii sunt însetați de aceste lucruri și le absorb.
și găsind niște teme pe sensibilitățile oamenilor, prin aceste teme mai strecoară și niște idei din acestea. Părinte, vă mulțumim. Eu chiar mi-a plăcut să vorbim în seara asta. Sunt subiecte foarte interesante despre acest curent, să zic, religios New Age-ul. Și practic este un curent religios, dar eu intenționez să-l numesc în continuare religie, pentru că deci are și el dogmele lui. Și chiar dacă n-a fost înființat de o persoană anume, a fost înființat probabil de o organizație anume, sau cine știe de cine, dar a fost înființat de cineva, că n-a apărut așa din senin. Și practic, exact așa cum Ortodoxia are dogmele ei, la fel New Age are dogmele lui și orice doctrină religioasă are niște dogme ale ei. Astăzi am făcut așa o discuție, să zic, o discuție între dogmele ortodoxe și dogmele New Age, folosindu-ne de expresiile Vreau să spun dumneavoastră. și eu în încheiere că Da, acum, părinte, vă rog. când în sfârșit, două vorbulițe. În momentul în care se formulase chiar noțiunea de New Age, ți amintești tot așa, anii 80-90, în perioada aia, a apărut un curent apologetic de combatere a lor și care, acest curent, venea din zona care, ia să te văd. Protestant, catolic, din zona aia. Protestantă. Protestantă. Și a fost, tu mai ții minte, un serial, Invazia Păgână, care l-au dat la televizor, la noi, la TVR, Nu mult știu. timp, pentru că în redacție a făcuse Radu Serafin, Dumnezeu să-l ierte, făcuse redacția Viața Spirituală, ți aduce aminte, care era după știrea a doua Da. redacție, foarte numeroasă, unde acolo erau câțiva neoprotestanți, Cristi Țepeș, Despa, așa erau așa. Și ăștia au venit cu filme de-astea, care combăteau evoluționismul, deci erau creaționiste, și combăteau New Age-ul. Și a fost un serial Invazia Păgână, foarte interesant și documentat. Ei, și acolo apărea o tipă drăguță, Karin Matrișana, care ea fusese New Age și acum se convertise și combătea pe ăștia. Dar a zis o chestie într-o carte foarte interesantă, asta mi-a rămas în cap, și pe englezoică. Și a zis, domnule, cum facem noi cu învățăturile astea greșite? Cum umblăm după ele, ce a zis ăla, ce a zis ăla, opositor, te risipești. Și a dat cineva un exemplu care mi-a rămas în căpățână de atunci, de 30 de ani. Și a zis, domnule, uite, mama mea lucrează la Banca Anglii. Și zice, știi că erau falsificări, să falsificau banii. Și a zis, dar tu cum știi care este bancnota falsă și care era casieră, știi? Era la caserie. De unde știi cum e una falsă și una aia bună? Cum le deosebești? Și știi ce a răspuns Septime? Tare de tot. A zis, băi, eu știu foarte bine cum e aia adevărat. Și l-a pipăit la orice. Deci, și cu ochii închiși. E, și când pui mâna pe aia, dacă nu e aia, e falsă. Deci, Corect. ea nu stătea să vadă toate falsurile, nu să lupta cu cum fac ea, cu ce reușește, dar ea știa, bă, asta e aia bună. Și dacă nu seamănă cu aia, e falsă. Tare? Foarte. Deci, până să studiezi toate demențele umiliare, pașinul, tai, 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 bă, tu știi, crezul ăsta, asta, așa, știi baza creștină, asta e sfata, apropo, nu pentru noi doi neapărat, pentru cine zici tu, că ne-ar urmări, bă, băi, fraților și surorilor. Pentru cei care săraci sunt Baza, cumva așa, deconsolați. baza învățăturii, nu trebuie să dea la teologie, nu trebuie să știi canoane, toate dogmele, bă, să știi un corpus elementar, cum știa aia, femeia, aia știa, asta e magnota. Tu trebuie să știi crezul și fundamentele, da? Și dacă ceva sună altfel, înseamnă că e rău. Deci asta este. Ce a zis aia? Și aia era o chestie neoprotestantă, era, nu era ortodoxă, dar metoda este genială. Să știi cum este învățătura adevărată și mai puțin care sunt abatele, că alea sunt un milion și te risipești, nu o Ceea să stai. ce, ceea ce spuneam mai înainte de preoții care fac cateheză în biserică și cei care nu fac, care fac cateheză, credincioșilor știu să compare adevărul cu orice ar fi. Da, nu? Așa Nu este. știu câte cateheze trebuie elaborate, trebuie totuși să știi niște fundamente, hai să spunem, fundamentalist, dacă vrei, să știi fundamentele, să fii fundamentalist în ghilimele, să Da. știi fundamentele credinței, că de acolo a venit numele fundamentalist. Bă, tu știi baza, ți-e clar ABC-ul? Nu să știi toate canoanele și ce a spus la sinodul cu tare, nu, astea sunt teologi, sunt câțiva care, de-abia le știu popii, dacă n-au copiat la facultate. Dar credinciosul normal trebuie să știe niște lucruri, că așa s-a păstrat credința. Ceea știa, baba era analfabetă. Dar știa cum să se închine, știa tatăl nostru, știa crezul, după aia o ținea.
și care venea cu niște chestii, ăștia le respingeau. Bă, nu, așa s-a menținut ortodoxia în România, nu? Nu prin super savanți, dar prin bun simț și cunoașterea elementară. Dacă le știi, atunci poți compara și să zici, bă, ce spune ăsta din filmulețele alea, imediat îți sună note false, cântă altă melodie. Asta e sfatul meu pentru oamenii care caută adevărul. Da. Ok? Foarte ok, părinte, mulțumim frumos și blagosloviți și iertați. Vă salut! Doamne, părinte, blagosloviți!